În buzunarul lui Vladimir Plahotniuc au curs bani din fiecare act emis de Agenția Servicii Publice în perioada 2014-2019, când statul a fost prejudiciat cu peste 40 de milioane de euro. Sumele erau transferate de firma lituaniană care a câștigat licitațiile de furnizare a blanchetelor pentru acte moldovenești emise de ASP. Cutia Neagră Plus a intrat în posesia unor documente care arată banii de care au beneficiat companiile conectate la oligarhul Fugar. Republica Moldova a intrat în grupul de clienți generoși ai companiei lituaniene Garsu Pasaulis în 2014. Ministrul al Tehnologiei Informației era pe atunci democratul Pavel Filip, iar întreprinderea de stat Cris Registru, reorganizată ulterior în Agenția Servicii Publice, era condusă de Serghei Răilean. Acesta este nașul de cununie al fiului mai mare al lui Pavel Filip. Astfel, între 2014 și 2021, ASP a transferat companiei Garsu Pasaulis 59,5 milioane de euro pentru materie primă, blanchete și servicii de personalizare, conform unor documente intrate în posesia Cutiei Negre. De asemenea, ASP a plătit companiei lituaniene o taxă royalty pentru un soft de personalizare folosit la 3 tipuri de acte. Prețul varia între 1,65 și 13,64 euro per unitate. Taxa royalty pentru un pașaport era de 13,61 de euro. Procurorii au estimat în cadrul cauzei penale numite generic blanchete pentru pașapoarte un prejudiciu provocat statului în valoare de peste 817 milioane de lei, echivalentul a peste 41 de milioane de euro. O notă a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ajunsă în posesia Cutiei Negre arată că peste 24 de milioane de euro nu s-au oprit în conturile firmei de la Vilnius, ci au continuat calea lungă și încălcită spre Cipru și Emiratele Arabe Unite. Aceste state au devenit o destinație favorabilă pentru banii murdari datorită discreției acționariatului și tranzacțiilor. Ce obțin din ceea ce spun organele de urmărire penală, este clar că beneficiarul efectiv este Vladimir Plahotniuc. De cealaltă parte, fostul director al Cris Registru și ASP Serghei Răilean, în mandatele căruia au fost semnate cele două contracte cu Garsu Pasaulis, spune că nu știe nimic despre beneficiile pe care le-a avut Vladimir Plahotniuc. Tenderul a fost conform procedurilor, nimic nu s-a încălcat. Noi am stabilit careva conexiuni a companiei Garsu Pasaulis, s-a făcut transferuri către offshore-uri afiliate domnului Plahotniuc. Noastră cunoșteați ceva despre... Nu, categoric, nu. Cutia Neagră Plus i-a adresat mai multe întrebări fostului lider PDM Vladimir Plahotniuc prin intermediul avocatului său. Nu am primit niciun răspuns din partea lui Vladimir Plahotniuc. Dar avocatul său a declarat că fostul politician pledează nevinovat. În momentul unică reacție sau comentariu care pot să-l dau este faptul că clientul meu pledează nevinovat. În septembrie curent, Vladimir Plahotniuc a primit mandat de arest în lipsa sa în dosarul blanchetelor de pașapoarte, împreună cu fostul director ASP Vladislav Zara, ex-deputatul PDM Vladimir Andronachi și omul de afaceri Alexandru Vâlcu. Ce implicare au avut ceilalți și cum a fost perpetuată schema după fuga lui Plahotniuc din țară, vedeți la următoarea emisiune Cutia Neagră Plus.